să spuneți cum vă numiți, vă rog? Bardos Georgeta. Și ce vârstă aveți? 50 de ani. Când s-a întâmplat necazul și cum ați ajuns să cunoașteți pe doctorul Cernac? La sfârșitul lui august. Atunci, anul trecut, da. Atunci am căzut. Mi s-a muiat piciorul și pur și simplu am căzut. Mi s-a dat așa într-o parte și am căzut pe el. Eu fiind mai grăsuță, mai așa, mi-au luat pe nepregătite și am căzut pe el. Și l-am făcut praf. Ați ajuns de urgență la spital? De urgență din Craiova. Mi-a făcut anestezie, că s-a dat rotula în spate. Și mi-a făcut radiografie, pe urmă mi-a dat rotula la loc și iar mi-a făcut radiografie și... Și de acolo? Și de acolo pașii au fost că am stat cu el în orteză, adică atunci mi-a băgat în gips toată partea asta. Și am stat 3 zile cu el. După care mi-a dat orteză și am stat 6 săptămâni. Să negrisă toată partea și să-mi facă remene. Că acolo nu mi-au spus că e ruptură de... este ruptă aici la rotulă. A spus că decât ligamentele sunt și cu meniscul. Și când am făcut remeneu, a fost cu totul altceva. V-ați gândit atunci că veți mai merge vreodată? Nu, credeam că nu mai merg. Și cum ați văzut dintr-o dată viața noastră de mamă, de soție? Da, vă dați seama că mi-a fost greu la început. Nu mai putem să merg, stăteam în pat, pur și simplu în pat. Legumă. Dumneavoastră fiind o fire activă, fiind angajată... Da, sunt angajată, da, lucrez. Vă gândeați vreodată la perspectiva unei pensionari? Da, nici mai mă gândeam la nici la pensionari. De ce? La ce vă gândeați? Mă gândeam ca să mor și gata. Și familia, când a văzut reacția dumneavoastră, cum a încercat să vă motiveze să mergeți mai departe? Nu dau seama că am și nepoțele două. Să vă trăiască. Și mulțumesc. Și copiii care mi-au fost alături și mai ales fratele meu. Și cum ați aflat de Spitalul Militar Central, de doctorul Eduard Cernat? Eu lucrez ca infirmier la Spitalul CFR la Craiova. Și mi-au spus și mie să nu mă operez la Craiova, să vin la București și să găsesc un doctor bun. Și l-am sunat pe fratele meu. Și fratele meu l-a găsit. Și când l-ați văzut pe doctorul Cernat pentru prima dată? Când l-am văzut... Cum a fost relația dintr-o dată pacient-medicurant? Când l-am văzut prima dată, mi-a părut bine că este tânăr, în primul rând. La dânsul m-a văzut, mi-a spus toate etapele care sunt, a spus că o să fie bine, să am răbdare, să mă operez. Ce anume v-a făcut? Marea majoritate a pacienților își doresc un doctor mai cu experiență, mai cu vechime. Ce anume v-a făcut pe dumneavoastră să aveți atât de multă încredere în succesul acestei operații? În primul rând l-am văzut că e mai tânăr, știu că medicii mai tineri sunt mai pe problemă. Adică au mai mult curaj, au învățat altfel acum ce se învăța odată, nu știu cum, de mult. Și am avut curaj în sensul de când l-am văzut. Cum a fost după intervenție în primele zile? În primele zile? Na, ca după o intervenție. A fost mai... Vă gândați, aveați speranțe? Am avut speranță. Speranța am avut după ce am vorbit cu domnul doctor. Că m-a încurajat și mi-a zis că o să fie bine. Dar să am răbdare. Și ați fost un pacient cu minte. Da, foarte cu minte. Tot ce mi-a spus domnul doctor, așa am făcut. Cum a fost, nu imediat după intervenție, la o lună după intervenție? La o lună după intervenție deja era bine. Primele zile au fost dureroase, dar pe urmă, încet, încet, n-a mai fost. Ce plan de recuperare v-a fost indicat? Kinetoterapie. Și-o faceți? Da. Vine kinetoterapeutul acasă. Bună ziua, sunt Eduard Cernat și realizăm un montaj vis-a-vis de pacientă pe care ați văzut-o. E o doamnă de 50 de ani cu probleme asociate,
care a suferit un accident de muncă, tratat conservator într-o primă fază de colegii din alt spital și care a ajuns în serviciul nostru undeva la 6 săptămâni de la traumatismul inițial pentru a doua opinie și pentru soluție tratament. Sunt câteva lucruri de menționat vis-a-vis de faptul că are probleme asociate, are un grad de obezitate, este diabetică, are o disfuncție tiroidiană, dar pe de altă parte este o pacientă foarte motivată ca să-și recupereze funcția genunchiului. Motiv pentru care am încercat să facem pentru ea ceea ce am fi făcut pentru un pacient de 20 de ani, la fel de motivat în a-și recupera funcția genunchiului. Diagnosticul sună pompos, dar pe scurt este vorba de leziuni multiligamentare la nivelul genunchiului care sunt responsabile de stabilitate atât în plan anteroposterior cât și în plan mediolateral. Dintre structurile principale care dau stabilitate la nivelul genunchiului, există un ligament care se reface singur. Celelalte au un potențial limitat în a se reface. Și de cele mai multe ori este nevoie de o reconstrucție ligamentară, lucru pe care l-am făcut la ea într-un mod secvențial. A fost operată de două ori, cu riscurile de rigoare. Într-o primă fază am făcut o reconstrucție a structurilor laterale ale genunchiului, iar la 3 săptămâni după am făcut o reconstrucție a pivotului central, a structurilor centrale din genunchi, adică a ligamentului încrușat anterior și a ligamentului încrușat posterior. Ambele intervenții sunt de dificultate ridicată per se și în plus datorită faptului că are un grad de osteoporoză și are problemele asociate pe care le-am menționat. În prima fază am reconstruit complexul posterolateral, structurile posterolaterale, pentru că în lipsa unei stabilități mediolaterale, pivotul central format din ligamentul încrușat anterior și ligamentul încrușat posterior nu poate funcționa sau nu se poate integra chiar dacă este reconstruit. Din fericire a trecut cu bine de prima fază, a avut și o recuperare rapidă a mobilității după prima operație, când plăgile au fost cicatrizate și când mobilitatea genunchiului a depășit 90 de grade, iar asta s-a întâmplat undeva la 3 săptămâni, am trecut la a doua etapă. Am încercat să scurtăm cât mai mult intervalul de timp dintre cele două operații pentru a scurta cât mai mult perioada de recuperare. Dacă am fi încercat să le facem împreună, cred că riscurile ar fi fost mult mai mari și dificultățile tehnice întâmpinate în momentul în care trebuie să realizezi două intervenții chirurgicale de complexitate ridicată sunt câteodată insurmontabile. La 3 săptămâni am procedat la a doua intervenție chirurgicală, am făcut o reconstrucție combinată de ligament încrucișat posterior și ligament încrucișat anterior. Merită de menționat că dificultățile tehnice sunt multiple. Pe lângă succesiunea în care se desfășoară timpii chirurgicali, intervine problema grefonului ligamentar care se folosește în reconstrucție. Am folosit tendoanele pacientei pentru prima operație, iar la cea de-a doua operație aveam nevoie din nou de grefoane ligamentare de calitate satisfăcătoare, pe care a trebuit să le recortăm tot la ea. O parte de la același genunchi, o parte de la genunchiul contralateral. Ambele sunt intervenții care au durat în principiu 2 ore ca timp chirurgical efectiv. Din fericire, totul a decurs bine și după cea de-a doua operație.
pacienta a fost în continuare imobilizată relativ într-o orteză fixă de genunchi, care a fost suprimată pentru mobilizarea pasivă a genunchiului, lucru care a fost făcut sub coordonarea unui kinetoterapeut. Ceea ce am văzut astăzi este controlul de 6 săptămâni al doamnei Bardoș. Grefoanele funcționează, genunchiul este stabil anteroposterior și mediolateral, dar și rotațional. Stabilitatea rotațională este simetrică cu cea a piciorului neafectat, dânsa are și un grad de laxitate ligamentară. A dispărut hiperextensia genunchiului, lucru pe care l-am documentat preoperator. Și din fericire a început să calce pe picior fără dureri și fără fenomene de instabilitate. Mobilitatea trebuie în continuare ameliorată, lucru care se va desfășura în continuare sub supravegherea kinetoterapeutului. Și greutatea pe care o pune pe piciorul operat va fi progresiv crescută, urmând ca în decurs de 3 săptămâni să renunțe la cârge și să reduce mersul într-o manieră independentă. Tipul ăsta de intervenție chirurgicală de obicei îl facem la pacienții care au mai puțin de 45 de ani. Dar vârsta e doar un număr. Nu, vârsta nu reprezintă o contraindicație nici măcar relativă. Contează determinarea pacientului în a recupera funcția genunchiului, contează patologiile asociate, contează nivelul de activitate. Sunt oameni care petrec o bună parte din zi la birou și sunt oameni care cea mai mare parte din zi o petrec mergând sau făcând sport. Încercăm să ținem cont de toate aspectele în momentul în care stabilim o indicație chirurgicală. Dânsă o femeie activă, chiar dacă are probleme asociate, și o femeie care e foarte determinată în a recupera funcția genunchiului. Erau puține soluții pentru ea, mai ales la vârsta de 50 de ani. O soluție de luat în calcul într-o astfel de instabilitate multiligamentară este protezarea genunchiului cu o proteză suprastabilizată. Dar o astfel de proteză are un timp de supraviețuire scăzut. Iar la un pacient de 50 de ani, timpul de supraviețuire este de neacceptat, pentru că sunt puține soluții apoi la 60 de ani sau la 70 de ani. Speranța de viață crește, trebuie să găsim soluții în continuare de prezervare articulară, de soluții chirurgicale reconstructive. Nu e pacientul tipic. Pacientul tipic este un pacient tânăr, activ. Sunt traumatisme care au ca... Sunt traumatisme care apar cel mai frecvent în timpul sportului. Fie că vorbim de fotbal, de schi, fie că vorbim de sport recreațional, de orice natură. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați de aparențe, suntem undeva la 6 săptămâni. Mobilitatea trebuie ameliorată, tonusul muscular trebuie recuperat. Sunt lucruri care durează câteodată luni de zile. Este doar o etapă intermediară, este doar un rezultat intermediar și consider că în momentul de față suntem în grafic. Pacientul are luni în față de recuperare. Sunt lucruri care trebuie bine cântărite în momentul în care propunem astfel de intervenție chirurgicală. Dacă nu este determinarea, dacă pacientul nu înțelege că lucrurile decurg lent, poate că nu e idee bună să propunem astfel de intervenție chirurgicală. Important e ca la finalul zilei experiența să nu fie una traumatizantă, ci să fie o experiență constructivă care aduce un rezultat pozitiv.
Urmează să ne vedem în decurs de 6 săptămâni. Sperăm ca până atunci protocolul de recuperare să fie pus în operă. Sperăm ca în momentul respectiv să avem o mobilitate de 100 de grade, 110 grade și sperăm ca tonusul muscular să fie parțial recuperat la momentul respectiv și pacienta să fie independentă, fără suportul cadrului de mers sau fără suportul cârjelor. Sunt Eduard Cernat și până data viitoare aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.